Municipiul Făgăraș a intrat în competiție alături de alte municipii din țară pentru titlul de orașul reciclării. Competiția este organizată de Ecoambalaje în colaborare cu Asociația Municipiilor din România și Institutul pentru Politici Publice. Orașul reciclării are loc în perioada 1 ianuarie 30 iunie, iar primăriile înscrise se vor lupta pe mai multe fronturi, cel al calității serviciilor de colectare separată a deșeurilor de ambalaje, al celor mai bune muniții de conștientizare și mobilizare a populației pentru separare deșeurilor și, în final, a celor mai mari cantități de deșeuri de ambalaje colectate. La finalul celor 6 luni, câștigătorul va obține titlul de orașul reciclării și marele premiu, o zonă eco Wi-Fi, un spațiu inedit de relaxare, 100% eco și cu acces liber la internet, în valoare de 12.000 de euro. La nivel local, în prezent sunt 96 de containere destinate colectării separate a deșeurilor de ambalaje precum hârtia, plasticul și sticla.